La Odiceea este ultima biserică, poporul judecății. Aceasta înseamnă că toți membrii scriși în registrele bisericii vor fi mântuiți? Nu, nici de cum. Și acest lucru nu este susținut nici măcar de cei mai mari apologeți ai bisericii. Nici cei mai triumfaliști activiști nu susțin lucrul ăsta, că toți cei care sunt în registrul bisericii vor fi automat și în împărăția cerului. No, Eu spun că din acest popor vor rămâne cei care, în final, se vor dovedi credincioși, care au reușit să biruiască orice păcat și așa mai departe. Dar sub nicio formă nu se susține lucrul ăsta, că toți vor fi mântuiți pentru că sunt scriși în registru. Adică asta fiind condiția. Nu, no, asta nu este suportată absolut de nimeni. Nu numai de noi sau de alții care au ceva de spus legat de realitatea din biserică. Nu, și din și recunosc că doar o parte a acestui popor în final vor rămâne credincioși lui Dumnezeu. Și în momentul când ajungem în situația aceasta, punem întrebarea firească, bun, atunci care este criteriul? Ce îi separă? De ce nu toți care sunt în registrul bisericii? Pentru că odată ce ai fost scris acolo, înseamnă că ai încheiat legământ cu Domnul. Nu așa se spune? Da. Bun, dacă ai încheiat legământ cu Domnul, Legământul rămâne legământ. Nu? De ce cu unii se rupe legământul? Și de aici, de aici confuzia. Și În același timp, noi auzim declarații oficiale, și pastorii marilor biserici cu foarte multă bucurie le citează în fața poporului: să-i facă să creadă că, datorită faptului că ei sunt membri este bine și așa trebuie să fie și nu va fi nicio problemă. Și citează paragrafe cum este cel din Mărturii, volumul 1, pagina 207, în care Sorai spune un lucru foarte important și serios, dar care nu se potrivește deloc acolo unde îl aplică dânsii. Și vreau să discutăm puțin despre lucrul ăsta legat de cine vor fi cei mântuiți și ce legătură au ei cu registrele comunității. Dumnezeu conduce un popor nu câțiva indivizi separați, aici și colo, unul crezând ceva și altul altceva. Îngerii lui Dumnezeu își fac lucrarea în credința lor. Îngerul al treilea conduce și curăță un popor și ei trebuie să înainteze în armonie cu el. Paragraful este formidabil și la fel de formidabil prost aplicat în acest popor. Este folosit și citat ca să-i facă pe oameni să nu asculte ce spun alții afară de liderii bisericii. Să-i țină pe oameni loiali bisericii în care au intrat, amenințându-i tot felul, că v-ați angajat la botez, să rămâneți de partea bisericii, să apărați biserica, să luați pentru ea și acum plecați urechea la unii care nu mai sunt în biserică sau care vorbesc de rău biserica sau care spun ceva împotriva bisericii. Și se creează uh, ceartă asta și dihonia asta între oameni, în loc uh, bătălia și interesul să fie lăsat în jurul soliei lui Dumnezeu. Adică, iată ce aștept de la voi, acestea sunt punctele esențiale ale mesajului meu, vă rog frumos, luați atitudine față de ele. Nu, oamenii sunt făcuți să ia atitudine față de oameni. Unii oameni împotriva altora. Uh, de ce cred eu că acest uh, paragraf este valoros? Din faptul că declarația aceasta neechivocă are valoarea și importanța ei. Dumnezeu conduce un popor, nu câțiva indivizi separați. Adică nu unul acolo care crede ceva, altul dincolo care crede ceva, dar pentru că sunt izidenți, sunt de partea bună a adevărului. Nu, Dumnezeu nu conduce așa și nu asta e maniera lui de lucru. Apoi, un alt aspect legat de acest Dumnezeu conduce un popor. Demonstrația pe care Dumnezeu trebuie să o facă este printr-un popor, nu printr-un individ sau prin câțiva indivizi. Și când ne-a făcut cunoscut intenția sa în ultima generație și ultima sa mare demonstrație pentru clarificarea realităților spirituale pe planeta Pământ, Domnul a spus așa, și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi simțit în voi sub ochii lor. Și acest voi este un popor. Aici, acest voi nu este un individ și un colo. Ei au devenit un popor prin solia îngerului al treilea. Aceasta îi leagă și îi sigilează pentru grenarul ceresc. În niciun caz Dumnezeu nu a lucrat și nu vrea să lucrează în marile lui realizări cu un individ aici și cu un colo. Lucrează neapărat cu un popor, dar el produce acest popor. Aceasta este chestiunea care nu este înțeleasă astăzi. Deoarece se consideră în mod corect că Biserica la Odisea este ultima fază a Bisericii lui Hristos, se consideră și că ea este ok, pentru că nu are cum să mai fie poporul lui Dumnezeu. O biserică care nu răspunde cerințelor și idealurilor lui Dumnezeu nu poate fi poporul lui Dumnezeu. E bun, noi cu la Odisea exact situația aceasta o avem. Conducătorii bisericii, deci liderii de la conferința generală, de la nivelul administrativ al bisericii, pastorii, prezbiterii, toți oamenii care au influență față de popor, sunt declarați a fi ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și asta nu este o situație favorabilă, plăcută și după voia lui Dumnezeu. Dând și spun nu, e, e ok. Biserica la Odisea e poporul lui Dumnezeu, și cu acest popor Dumnezeu va lucra. Nu, Dumnezeu va lucra cu la odiceea care se hotărăște să accepte sfatul martorului credincios, te sfătuie să cumperi de la mine aur, haine și doctorie, pentru că nu le ai, sau să mențină această atitudine și să fie vărsată din gura Domnului. La odiceea nu poate să rămână în această situație de încropeară la infinit. Și cu cât o lungesc mai mult, cu atât lungesc mai mult rebeliunea și cu atât mai mult vor fi pierdute suflete. Asta este chestiunea. Îngerul Bisericii la Odisea are capacitatea și posibilitatea și a sosit timpul să taie acest nod gordian. Să se hotărească odată și să spună franc și precis, acceptăm cu foarte mare bucurie apelul martorului credincios sau îl respingem categoric. Și în acest moment, când îl respingi categoric, următorul gest este, am să te vărs din gura mea. Deci, nu te mai susțin. Domnul, până în ziua de astăzi, a susținut acest sistem organizatoric falimentar. În speranța că ei se vor întoarce și vor primi de la el ce trebuie. De ce este falimentar? Că vedem că administrativ și politic nu e falimentar. Avem o biserică de milioane de oameni, bisericile ale celelalte ne apreciază, ne mângâie, ne perie, ne aplaudă, ne dau diplome, ne invită în asociațiile lor, n-au nicio problemă cu biserica la Odiseea. Oamenii din lume care nu cred adevărul. Și, frații noștri, în loc să se alarmeze, se bucură. Și le recomandă tinerilor să intre în astfel de asociații, să participe la viața politică a națiunilor și așa mai departe. Și, în momentul în care ei nu reușesc să înțeleagă sau, sau nu vor, că cu reușitul e o problemă. Nu reușești când nu vine lumină. Dar când Dumnezeu vine și spune franc în față aceasta este realitatea, voi nu aveți aur, haine și doctorie, orice opoziție te plasează în această stare, am să te vărs din gura mea. Și spuneam, dacă ei pe plan administrativ și politic au succes, în privința acestui nu ai aur, haină, doctorie, nu au avut niciun succes cu tot efortul. Ei au avut și au moștenit, nu, nu spun că s-a inventat în generația noastră, au moștenit de la înainteașii noștri. De la fratele Smith, Butler și toți ceilalți, credința aceasta că la botez primești haina neprihănirii Domnului Hristos și că trebuie să o păstrezi curată, dar nu prea o păstrezi. O mai murdărești, o mai și fonezi, o mai terfele și Duhul lui Dumnezeu trebuie din nou să o curețe să o... și asta înseamnă păcăință, lepădare păcatului și așa mai departe. Ei cred de asemenea că odată cu haina neprihănirii vine și alifia pentru ochi, adică Duhul Sfânt în măsură limitată și că, prin urmare, îl ai, dar nu a ajuns de plin. Dar nu e nicio problemă când a ajuns de plin. Că în momentul când ajungi de plin, clar, nu mai păcătuiești. Dar dacă n-a ajuns de plin, mai poți să păcătuiești. Și ești iertat și mâine iar păcătuiești și iar ești iertat și iar biruiești și iar păcătuiești. Ei numesc asta experiența creștină. Și de asemenea, li se spune că au și aur adică acea credință care lucrează prin dragoste și curăță sufletul. Dar nimeni n-a văzut dragostea aia până acum în biserică. Marturul Crencios spune, toată această credință a voastră, că aveți aur, haine și doctorie, este complet greșită. Nu aveți, nu s-a întâmplat, nu ați devenit partaj în natură divină și prin urmare nu puteți trăi în neprihănire. Haina neprihănirii nu înseamnă comportament perfect după lege, Înseamnă prezența Duhului Sfânt care aduce haina aceea pierdută în Eden. Aceea este neprihănirea Lui Hristos pe care noi trebuie să o avem. E bun. Acest popor, da? Dumnezeu lucrează cu un popor. În această fază a experienței noastre, Dumnezeu lucrează cu acest popor, la Odiceea, să accepte sau să respingă apelul martorului credincios. Și Sorait vede că această luptă a produs guduirea și cernerea în poporul acesta. Și că taberele se vor despărți. Într-un final. Dar întrebarea este: după ce se despart taberele și uh, îngerul bisericii va fi vărsat din gura Domnului? Asta înseamnă că Dumnezeu va lucra cu un individ și cu unul acolo? Nu. Răspunsul este nu. Dumnezeu își va forma un popor care acceptă să-l îngerul al treilea. Și acest popor nu este uh, măsurabil. Uh, să știu eu sau tu sau oricine altceva unde este, cât sunt, cum îi cheamă. Nu e treaba noastră. Asta este lucrarea Duhului Sfânt. În sfârșit Dumnezeu reușește să controleze pe poporul său. În sfârșit ne întoarcem înainte de, de faza Samuel. Când Dumnezeu dorea să călăuzească un, acest popor printr-un proroc. Și prorocul nostru este Hristos. Prin el dorește să călăuzească acest popor. Nu e nevoie de oameni. De aceea eu spun că declarația aceasta este foarte importantă, dar din acest punct de vedere, că Dumnezeu reușește într-un final, să obțină din biserica la Odisea un popor care acceptă soliangerul al treilea și prin ei va face demonstrația din Ezechiel 36 cu 23. În niciun caz prin indivizii unui și unul unu colo. Dar această alcătuire a poporului nu este treaba și de domeniul oamenilor. Așa că eu n-am să știu niciodată unde sunt și ce fac și cine sunt acei oameni. Dar eu știu că eu personal cu cea mai mare bucurie accept nunta mirului, accept că nu am primit la botez aur, haină și doctorie, accept că ele sunt oferite în mare Zi a pentru cei vii și îmi fac astfel datoria față de cauza lui Dumnezeu. Nu trebuie să știu eu cum lucrează Dumnezeu și pe ce cale și alcătuiește acest popor, dar este cert că la odiceea nu poate veni la nuntă în starea aceasta de încropel. Și uh, singura soluție este cernerea. Adică. Uh, Soluția lui Dumnezeu ar fi fost pocăința colectivă, adică denominațională în sensul acesta, nu uh, colectivă toți, ca număr. Nu, denominațională, adică noi conducătorii recunoaștem că nu am primit aceste lucruri, că ne-am împotrivit intenției lui Dumnezeu în 1888 și acum acceptăm cu bucurie soluția. Aceasta ar fi fost uh, pocăința denominațională. Și acum membrii făceau ce considerau că trebuie să facă. Primeau sau nu primeau soluția. Liderii nu pot convinge pe oameni să-și iau o decizie. Dar își manifestau deschis credința. Recunoaștem că această întoarcere a hainei de lumină pierdute în Eden este privilegiul unei generații în viață. Și noi vrem să fim acea generație. Noi îi spunem Domnului, cu bucurie acceptăm vindecarea propusă de tine. Și în acest moment, Dumnezeu, cu bucurie, îi primea în brațele sale și spunea: Ok, cu, cu toți cei care ați primit, fără niciun fel de condiții, fac această mare și spectaculoasă lucrare. Am să scot din voi inima de piatră, pun o inimă de carne, pun în ea Duhul meu și vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Asta este scopul etern al lui Dumnezeu cu o generație în viață. Aici este așteptată la odiceea și în acest sens Dumnezeu lucrează cu un popor. Da? Nu lucrează cu indivizi, unuici și unu cor. Acum, trebuie punctat de asemenea și celălalt aspect. Când Dumnezeu trimite lumină sau vorbește poporului său care se află în stare la odiceană sau de apostazie, el nu lucrează printr-un popor sau prin conducătorii poporului. El lucrează printr-un individ aici și colo. Și iată dovada. În momentul când Israel s-a împotrivit scopului lui Dumnezeu de demonstra la Sinai, el a trimis în fiecare generație cât un individ. Nu a trimis alt popor. A trimis un individ. L-a trimis pe Ilie. Nu a trimis un popor. A trimis un individ. Așa, răzleț, cum era el. Și din cauza asta nici nu l-au primit. Că dacă prorocii lor le spuneau ce a spus Ilie, împăratul poate ar fi acceptat și ar fi plecat urechea. Dar toți prorocii îi spuneau împăratului Ahab că asta este o prostie ce spune Ilie, și împăratul a zis, da, așa, e o prostie, că oamenii mei, care sunt oamenii lui Dumnezeu, nu sunt oamenii mei, oamenii lui Dumnezeu, spun că nu e adevărat, cum să ascult eu de cine e ăsta, Ilie? N-am auzit de el. Nu era res, scris în registrele de la universitate. Nu? Printr-un singur om. Da? Nu printr-un popor. În timpul lui Eremia, când poporul avea urgentă nevoie să înțeleagă că urmează o invazie babiloniană și că din cauza necredinței lor și rebeliunilor împotriva Domnului năvălește vrăjmașul peste ei, le-a trimis un om, un copil, un copil, răzleț, nu un popor. Un copil le-a trimis și nu au vrut să asculte de el. Când a venit Domnul Hristos și grupul ucenicilor, da? niște indivizi, n-a venit o altă biserică, a venit un individ și apoi încă 12. Da? și le Dumnezeu prin ei a vorbit și a vrut să repare problemele poporului da? printr-un individ. În timpul reformațiunii l-a da? ridicat pe Luther. N-a venit un alt popor. A venit cineva din mijlocul bisericii care a spus, nu e în regulă cu ce faceți voi. În 1844 Dumnezeu n-a lucrat printr-un alt popor. A lucrat prin William Miller și a dat marea vestea a primului și a celui de-al doilea înger, profeția din Daniel se împlinește sub ochii voștri. Trăiți zilele acestea. Da, printr-un singur om. Și apoi alții câțiva care l-au urmat. Apoi pionierii adventiști. Au fost câțiva. Ellen White, apoi James White, Smith, Butler, Bates, pionieri adventiști. N-a da? lucrat printr-un popor, a lucrat prin indivizi răzleți unui și unul colo. Pe această cale, Dumnezeu dorește să trezească pe poporul Său. Dar când se va produce Marea Zia Ispășirii, aceasta se va face printr-un popor, nu prin indivizi separați. Asta este geniul declarației Sorry White. La Marea Zia Ispășirii, noi vom avea un popor. Nu vom avea X în localitatea Cutare a devenit sfânt, partaj de natură divină. X din uh, uh, New York a devenit părtaș de natură divină. Mai este un individ până la Moscova părtași natură divină. Mai este unul pe la scrioaștea, părtași natură divină. A? Nu va lucra așa. Marea zi a ispășirii se face cu un popor. Și acest popor este produsul soliei neprihănirii lui Hristos, care se predică astăzi în mijlocul nostru. Și când apare acest popor, Dumnezeu îi onorează, spunând, așez în voi șechina și veți avea caracterul meu. Și din această cauză, Sorait face declarația aceasta inspirată. Când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, atunci El va veni spre a-i pretinde ca fiind ai Săi. Ei bine, de ani de zile în acest popor nu poate fi reprodus în mod desăvârșit caracterul. Că altfel ar fi venit Hristos. Da? Asta ne-a spus Sorait în această declarație. În momentul când Dumnezeu obține un popor care acceptă soluția lui Dumnezeu de a scrie caracterul acela ca să fie reprodus perfect în poporul nostru, în caracterul nostru, atunci Hristos vine și spune, ăștia sunt oamenii mei. Și prin ei va face o demonstrație care va zgudui omenirea și universul întreg. Apare, practic, noua familie oameni părtași de natură divină, uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină, al cărei cap este Hristos. Este primul exemplar din rasa umană care a devenit părtaș de natură divină după eșecul lui Adam. De aceea îl și numim al doilea Adam. Prin urmare, noi recunoaștem că acest paragraf din mărturii volumul 1 este valoros și important. În acest sens, că Dumnezeu din la odiceia, va reuși să scoată mireasa sa. Și nu este adevărat și corect folosit acest paragraf când spune oamenilor Dumnezeu conduce un popor, nu câțiva indivizi, de stați în acest popor, nu vă luați după ei, că altfel nu mai sunteți poporul lui Dumnezeu. Nu, exact asta se întâmplă în momentul când accepta Solia Prihănirea lui Hristos, deveniți mireasa lui Hristos și s-a terminat cu la Odiseea. Asta este geniul aici. Și apoi, partea finală, îngerul al treilea conduce și curăță un popor. Care este îngerul al treilea? Solia John Aigener. Da? Arată calea dincolo de perdea. Felul în care Dumnezeu lucrează în Sfânta Sfintelor. Acest înger călăuzește un popor care, e adevărat, la scara uh, globală, sunt un grup foarte mic. Chiar atunci când se face lucrarea aceasta. Viziunea tronurilor a spus foarte clar lucrul ăsta. Întreaga omenire, cu toate departamentele ei, cu toate bisericile ei, erau într-un tren călăuzit de satana, care mergeau cu viteza fulgerului spre pierzare. Și în direcția opusă, însă spune, un grup mic. Toți erau legați împreună, adică de ce se aflau acolo, de ce erau un grup? De ce nu erau indivizi separați, unul aici și altul colo? Erau un grup erau legați de soli îngerului al treilea. Asta vine aici să completeze. Îngerul al treilea conduce și curăță un popor și ei trebuie să înainteze în armonie cu el. Când suntem legați de îngerul al treilea, vom înainta. Nu este vorba de acceptat o doctrină statică și ăsta este pașaportul pentru cer. Veți înainta în slava crescând a soli îngerului al treilea. Deci îngerul al treilea înaintează, nu stă pe loc. Și toți cei care vor ține pasul cu el vor fi legați împreună în același snop care vor fi poporul lui Dumnezeu. E, acest popor, călăuzit de Dumnezeu, va lumina pământul cu slava lui. Nu un individ aici și unul acolo de care nu știe nimeni. Pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu printr-un popor. Și aceasta se va face într-o singură zi. Atunci apare acest popor conform uh, uh, ilustrației din Ezechiel. Nu știu dacă ți-aduce aminte, uh, este o ilustrație în Ezechiel, când uh, profetului s-a arătat o vale plină de oase uscate. Albe, uscate, nu mai aveau niciun pic de piele și carne pe ele. Și domnul a întrebat, uh, ce zice Ezechiel, uh, oasele acestea vor putea să mai învieze din halul în care sunt? Și Ezechiel a zis, nu știu, <laughs> nu știu, doamne. Și domnul i-a spus, striga acestor oase să capete viață. Și imediat s-a format pe ele piele, carne și au înviat. Și a apărut un popor. De ce ni s-a dat ilustrația asta absolut aberantă, am zice? Nu? Ca să înțelegem că Dumnezeu produce un popor prin puterea cuvântului lui Creator. Nu prin tehnici, șmecherii, eforte uman, voință puternică, educație și cultură. Nu pe această cale. Dumnezeu produce un popor dintr-o vale uscată de oase, prin rostirea cuvântului Creator într-o singură zi, exact după modelul după care vindeca Domnul Hristos. Omul avea o mână uscată și nu mai putea să o miște. Și, datorită credinței lui că spunea: Fiul lui David, ai milă de mine, Domnul Hristos întindea mâna și imediat omul se vindeca. Așa va face Dumnezeu vindecarea poporului Său toate aceste gesturi de vindecare a Domnului Hristos nu sunt decât o metaforă despre felul în care va vindeca Dumnezeu omenirea de păcat. El zice și se face, poruncește și ce poruncește, ia ființă. Ăsta este Dumnezeul nostru creator. Noi nu avem un Dumnezeu evoluționist. De aceea, solia al treilea conduce un popor în înțelegerea acestor realități până când sunt gata să spună această locuință care este trupul meu este de fapt locuința ta și eu doresc să te întorci înapoi. Tu ai fost dat afară abuziv prin acte false, prin minciuni și eu am jucat cu acești căloși și te-am dat afară. Cu bucurie astăzi recunosc că acest templu este al tău, că mâna ta l-a făcut și că el trebuie să slujească spre slava ta. Și de aceea primesc cu bucurie oferta Accept că este a ta această locuință și n-am niciun drept aici și vreau cât mai repede să vii. Și când Dumnezeu obține din Laodicea acest popor care spune: "Da, prezența ta în mine este singura soluție pentru viața veșnică", atunci imediat Dumnezeu este gata pentru nota amierului. Așa că noi apreciem și vedem valoare în acest paragraf din acest punct de vedere, că Dumnezeu formează mireasa pe poporul său din mijlocul bisericii la Odicea și din toți cei care, pe lângă sau alături de biserica la Odiceea, care nu sunt membri în biserica la Odiceea, primesc cu bucurie această solie. Eu cunosc persoane care sunt în afara bisericii la Odiceea, suflete foarte prețioase, care au primit cu foarte mare bucurie solia Îngerului al treilea, care arată calea în Sfânta Sfintelor, vor să participe la această lucrare și au dedicat viața acestui scop și vor fi primiți cu foarte mare bucurie să formeze împreună cu cei din Laodicea acest popor al lui Dumnezeu prin care numele său va fi onorat. Da, Dumnezeu nu va face această lucrare prin indivizi separați, unul aici și altul acolo, sub nicio formă. El va face un popor în mijlocul bisericii la Odisea, care păzește poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus la perfecție. De ce spune Ellen White că biserica este singurul obiect al interesului lui Dumnezeu de pe pământ? Pentru că aceasta este o realitate eternă. Dumnezeu este interesat profund de un popor de pe planeta Pământ prin care să-și țină făgăduința. Așa cum am spus și mai înainte, el a făgăduit un lucru. Neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochilor. Dumnezeu nu poate să convingă neamurile decât prin acest exemplu, prin dovezi. Oamenii au fost făcuți să nu-l mai creadă pe Dumnezeu pe Cuvânt să creadă un rebel și un mincinos și atunci cuvântul lui Dumnezeu nu mai valorează pentru oameni. Deci orice le ar spune Dumnezeu nu vor să creadă. Consideră că sunt mințiți. Și nu mai vor să asculte. Și atunci Dumnezeu a spus, ok, bun, înțeleg situația asta. Am să fac sub ochii voștri o demonstrație. E singura mea cale să vă mai conving, să vă arăt. Pentru că voi umblați după argumentul științific. Până nu vedeți voi cu ochii voștri și nu pipăiți voi ca Toma, exact. nu credeți. Păi bun, asta am să fac. Asta am să fac. Și atunci, sigur că întregul său interes și întreaga sa atenție este concentrată asupra unui popor care are potențialul să devină această realitate excepțională. Sigur că Dumnezeu nu este interesat de nimic altceva în lume, pentru că lumea aceasta condusă de pomul cunoștinței binelui și răului sunt destructive. Ele produc ucidere și moarte. Și Dumnezeu nici nu are altă metodă să le schimbe pentru că el nu are dreptul să se amestece în treburile lui Satan. I-a dat libertate de plină să facă ceea ce crede el că trebuie făcut ca să demonstreze că civilizația lui îi ajung oamenii, respectiv Dumnezei. Că el așa a promis. Dacă vă despărțiți de natura divină și acceptați perfecțiunea voastră ca indivizi rupți de Dumnezeu, aveți șansa să evoluați spre divinitate. Și oamenii au spus, ok, acceptăm. Adam și Eva au făcut-o, generațiile următoare fac exact același lucru și Dumnezeu îmi spune, ok, nu mă amestec. Vă las să demonstrați cum ajungeți voi Dumnezei. Deocamdată niciunul din voi n-ați ajuns. Nici Lucifer, nici îngerii lui, nici oamenii. La Odisea încă nu pricep. Sau se face că nu pricep. Da? Și Dumnezeu spune, nu mă amestec întrebările lui satana. Cu lumea aceasta n-am nicio problemă. Îi las să facă tot ce vor cu consecințele de rigoare. Că vor suporta consecințele propriilor lor nebunii. Și astăzi lumea începe să vadă în ce constă nebuniile astea și ce înseamnă administrația omenească asupra planetei Pământ. Cum nu reușesc să ajungă la niciun consens, cum se ceartă unii cu alții, cum se acuză unii pe alții, cum se dușmănesc unii pe alții, cum se bat unii împotriva altora și încă n-am văzut nimic din ceea ce urmează. Da? Deci, Dumnezeu nu are niciun interes pe planeta asta decât poporul său, singurul lui obiect. Și uh, propoziția aceasta din uh, manuscrisul 155 chiar asta spune: biserica lui Hristos, așa slabă și plină de defecte cum ar putea fi, este singurul obiect de pe pământ asupra căruia el își îndreaptă interesul său suprem. De ce și îndreaptă el interesul suprem pentru această biserică, așa plină de defecte cum este ea în starea ei la odiceană. Pentru că el dorește să ajute neamurile întregi. Lumea nu iubește mai mult pe ei. Apreciază că prin ei va reuși să vindece pe toți copiii săi, sau cel puțin să le oferă o, o șansă vizibilă și de necombătut că Dumnezeu are interes suprem și pentru ei. Dar nu reușește cu ei și atunci spune singura noastră speranță este să convingem din acest popor un grup de oameni să accepte scopul nostru etern, da? dorința lui Dumnezeu de a locui în fiecare ființă creată și prin ei să demonstrăm omenirii întregi ce vrem să facem cu ei. Și poate avem șansă, prin această dovadă palpabilă pusă sub ochii lor, să-i convingem să accepte vindecarea. Altă soluție nu avem. Și atunci, da, este adevărat că Biserica lui Hristos este singurul obiect al iubirii și grijii lui. El cu la odiceea vrea să lucreze. Pe ei dorește să-i convingă. Dar asta nu înseamnă de aici că Dumnezeu spune sunt de acord și e bine ce se întâmplă la odiceea. Nu. Evaluarea cerului este perfectă. Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. De ce sărac, orb și gol? Că nu ai aur, că nu ai haină și că nu ai doctorie. De ce ticălos și nenorocit? pentru că tu te ridici împotriva soluției mele și nu vrei să accepti să îți dau ceea ce nu ai. Ți-a pervertit satana percepția despre realitate și tu crezi că ai ceea ce de fapt nu ai. Și observăm în zilele noastre că tot mai mulți din acest popor încep să înțeleagă și să vadă că Îngerul Bisericii la Odisea se împotrivește cu disperare acestei propuneri divine pentru că nu vrea să intre în dificultatea aceasta în care ar trebui să iasă public să recunoască fraților, v-am păcălit. Bine, nici noi n-am știut, dar v-am dus și pe voi pe cărare greșită. Nu avem, n-am primit la botez nici aur, nici haină, nici doctorie, regretăm această situație deplorabilă, noi am ținut planul lui Dumnezeu în loc pe această planetă, ne cerem iertare și ne cerem scuze. Le e rușine și teamă să facă acest lucru. Cu toate că poporul le-ar primit cu foarte mare bucurie pentru că omul de rând din biserică acceptă pocăința și mărturisirea. Nu se vor ridica să spună, a, ne-a spăcălit, jos cu voi. Nici de cum, nu vor face așa ceva. Dar teama lor este asta. Că mărturisirea acestui eșec îi va așeza într-o poziție imposibilă cu poporul și se va termina cu ei. Nu, și poporul și Dumnezeu acceptă cu foarte mare bucurie recunoașterea realității nu avem aur, nu avem haină, nu avem doctorie și am păcălit acest popor să creadă că la botez le-au primit prin mâna noastră, a clerului. Adică noi le-am dat botezul. Nu se puteau boteza ei, trebuiau botezați de cineva și prin noi au primit împărăția. Și acum noi să le spunem că nu au primit nicio împărăție? Este absolut regretabil și imposibil de suportat o astfel de situație pentru noi ca lideri biserici. Și din această cauză se împotrivesc. Singura reacție a cerului rămâne aceea stipulată acolo în profeție. Am să te vărs din gura mea. Cu tot interesul meu pentru biserică, am să te vărs din gura mea. Și invitația este aceasta: Deschideți ușa ca să pot intra la voi în biserică să pot cina cu voi. Adică să iau cina aia reală dacă nu mă mâncați pe mine și nu beți sângele meu, nu aveți parte cu mine. Acea părtășie de natură divină pe care ucenicii n-au înțeles-o, pe care Iuda a bagiocorit-o, pe care cei 70 au respins-o categoric și au plecat la lăsat pe Domnul Hristos singur și pe care generația de astăzi a conducătorilor adventiști o refuză cu încăpățânare. Între noi și Hristos trebuie să fie o unitate perfectă, așa cum a fost în el, unit omenescul cu Divinul. Și aceasta înseamnă Hristos în voi. Adică, unirea omenescului cu Divinul realizată în el să fie realizată și în noi. Astfel devenim o nouă rasă umană. Ceea ce pentru rasa veche este un pericol și ceva de speriat și de stat departe. Aceasta este realitatea cu acest pasaj. Care crezi că este locul, poziția și misiunea celor prin care Dumnezeu vrea să aducă un popor la scopul său etern? Mesageri. Atât. Mesageri. Nu sunt nici exemple de dat națiunii, nu sunt nici sfinți și uh, moraliști impecabili, nu sunt nici vedete, nu sunt nici persoane cu daruri excepționale, sunt simpli poștași. Care transmit un mesaj rămas îngropat sub mulozele erorilor poporului vremii lor. În niciun caz mai brești și mai deștepți decât leproșii de la poarta Samariei. Aceia erau oameni de care cetatea nu avea nevoie și de care trebuia să se ferească, oameni pe care uh, nici sirienii nu prea îi vânau, că nu aveau ce să facă cu ei. Dar dintr-o întâmplare fericită pe care noi o apreciem, au descoperit hrana. Asta este tot. Acesta este locul, poziția și misiunea lor. Nu sunt deloc altceva mai bun decât fraților din Laodicea. Toți suntem despărțiți de Dumnezeu, slava nu este venită în templul inimii și prin urmare toți ne aflăm sub legea păcatului și a morții. De ce devin ei mesageri? Pentru că noi toți am fost laudiceni ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și gon. De ce? Cum am devenit sau cum devine cineva un mesager al Domnului pentru această misiune înaltă de a forma mirasa lui Hristos? Am înțeles realitatea și o recunoaștem. Știm că nu avem aur, haine și doctorie. Recunoaștem că, din punct de vedere comportamental sau moral, nu suntem mai buni ca alții. Asta e rasa umană. Sub legea păcatului și a morții, toți suntem la fel chiar dacă ne purtăm diferit în anumite circunstanțe. Noi avem conștiința și convingerea când spun noi vorbesc de cei care au acceptat solia neprihanirii lui Hristos. Noi avem convingerea și uh, presiunea mult mai puternică asupra sufletului uh, legat de ce înseamnă păcătuire, păcat și nelegiuire. Noi credem că în dreptul numelui nostru în cărțile cerești sunt scrise păcate pe care le-am fi făcut dacă aveam ocazia. Și asta înseamnă toate păcatele, că călcarea unei singure porunci înseamnă călcarea tuturor. Lucrul ăsta nu prea se acceptă la noi. Oamenii aceștia care au devenit mesageri au înțeles că scopul etern al lui Dumnezeu este să se întoarcă înapoi în casa lui. Și ei deschid ușa templului inimii. În această situație, Duhul lui Dumnezeu le dă discernământ să înțeleagă realitatea cu poporul lor și să nu se ridice deasupra poporului lor spunând noi am ajuns la mărgăritarul de mare preț, l-am băgat în buzunar și nu ne mai interesează ceilalți. Nu. Ei au puternica convingere și conștiență că acest mărgăritar este pentru ceilalți. Nu este pentru ei. Hrana din jurul cetății Samariei nu era pentru cei patru leproși. Nu era pentru ei. Era pentru cei din tabără, din cetate, dinăuntru, ei trebuiau să vină să se crească cu ea. Le Leproșii doar au descoperit-o. Și nu este niciun merit în asta. Este doar credința lor văzând realitatea obiectivă. Și anume, dacă intrăm în cetate murind de foame, dacă ieșim afară, ne omoară sirienii. Ce avem de ales? Hai să ieșim! Poate li se face milă la sirieni de noi. Și când au ieșit, au constatat o a treia realitate pe care nu o lasă în considerare. Că nu mai era nici urmă de sirian. N-avea cine să-i omoare. Și că tabăra era plină de hrană. Și că nu mai mureau de foame. Da? Deci, iată cum imaginile pervertite din creierul nostru, opunându-ne spiritului profeției, ne face să nu mai percepem corect realitatea. În mijlocul cetății Samariei, era prorocul Domnului, care le spunea, mâine la ceasul acesta va, va fi hrană abundentă. Și ei își băteau joc și spuneau, nici dacă se deschid ferestre în cer, nu este posibil să se întâmple ce spune amărâtul ăsta. Și această necredință le-a pervertit realitatea. Afară sunt unii care vor să ne omoare. Nu ieșim. Nu era asta realitatea. Afară nu era nimeni. Era mintea lor blestemată, care nu credea spiritul profeției. Asta era afară. Și de ce n au ieșit? Le aceia, aceea, după ce și-au făcut datoria să anunțe: Veniți că nu e nimeni, ieșiți afară. Nici atunci nu au fost crezuți. Bun, nu mai intru în detalii, că sunt deja cunoscute. Au dispărut după aceea. Nu s-a mai auzit de ei nimic. Bineînțeles, s-au murit de boala lor, evident, ca toți ceilalți, dar nu s-a mai auzit de ei. N-au devenit niște vedete. Nu ni se spune că au fost numiți împărat sau mari consilieri pe lângă curtea lui Ioram. Dar n-am auzit așa ceva. Ei nu urmăreau așa ceva. Nu își doreau așa ceva și nici nu puteau să facă așa ceva. Ei au fost purtători de veste bună. Și exact lucrul ăsta se întâmplă acum în acest popor care este singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe pământ. Misiunea lor este să spună, fraților, noi am găsit hrană, nu stați și ne puricați viețile. Ce am făcut, ce am zis, ce prostii am făcut, cum ne-am purtat în tinerețe, pe unde am umblat, că am fost hippie, că am fost cu plete, cu blugi, cu adidas, cu ciungă în cap. Nu, asta e misiunea voastră. Voi verificați dacă aceasta e solia Domnului și dacă aveți încredere în ea sau nu. Și dacă nu aveți, nu e nicio supărare. Domnul vă respectă dorința și vă lasă să mergeți pe calea voastră nu vă va deranja cu nimic, nu vă va pedepsi cu nimic. Sunteți agenți morali liberi? Acest statut este semnat cu sângele lui Dumnezeu și prin urmare nu vă va pedepsi nimeni pentru că vă exercitați arbitrul liber. Spuneți-i lui Dumnezeu, nu avem nevoie de nunta ta și nu credem că asta este un eveniment unic pentru noi toți odată. Și Dumnezeu vă va respecta decizia și hotărârea. Dar nu vă așezați între popor și lumină pentru că o să fiți călcați în picioare așa cum a fost călcat în picioare acel consilier de la Ioram, Samaria lui Ioram care a spus nu o să fie așa ceva ce spune prorocul nici dacă se deschifere strâncer. A fost călcat în picioare de mulțime și a murit. Exact asta se va întâmpla cu dumneavoastră. Este adevărat că Dumnezeu conduce un popor și își va ridica un popor în mijlocul bisericii la Odiseea exact după mentalitatea și principiile dumneavoastră, că nu toți membrii din registrul comunității vor să fie mântuiți. Prin urmare, este corectă afirmația că din acest popor se va forma mireasa lui Hristos. Și nu aveți nicio supărare cu asta. Atunci spuneți poporului. Spuneți-i, astăzi, fraților, din acest popor Dumnezeu își formează poporul acela care va face demonstrația. Ar fi vrut să fim noi toți. Dar din păcate, uite că nu suntem. Dar din acest popor se va forma sa lui Hristos. Aveți curajul și spuneți poporului lucrul ăsta. Pentru că asta este conform cu credința dumneavoastră că nu toți membrii care stau pe băncile adunării vor fi în cer. E bine, nu fac. Nu fac. De ce? Speră să mai lungească rebeliunea lui satana cu câțiva amărâți de ani. Și odată cu rebeliunea lui satana să-și continue și ei viața frumoasă pe planeta asta condusă de pomul cunoștinței binelui și răului. De asta nu reușesc și nu vor să accepte solia neprihănirii lui Hristos. Și pe toate căile, pe toate metodele, în toate ocaziile posibile, îi avertizează pe oameni să stea departe de solia neprihănirii lui Hristos, să nu accepte invitația la nuntă, să nu vină pentru că aici e ceva periculos și pentru că sunt planuri ascunse și interese în joc nedeclarate nu le spunem astăzi ferm și deschis în față. Nu există niciun fel de interes meschin sau planuri dubioase. Nu dorim să facem niciun fel de nouă biserică, nu dorim să dăm jos conducerea bisericii, nu dorim să împingem pe nimeni în altă direcție decât aceasta indicată de martorul credincios. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, haine albe ca să te îmbraci cu ele și doctorie ca să-ți ungi ochii și să vezi. Aceasta este poziția, locul și rolul mesagerilor care vor pregăti cu siguranță un popor pentru nunta mielului, căci nunta mielului nu va putea fi împiedicată. Ea poate fi doar amânată, împinsă cât mai în viitor. Ea trebuia să aibă loc ieri, nu azi. Poporul nostru împinge pentru mâine, și apoi ne acuză pe noi și sperie poporul cu ideea aceasta a, ei cred că în viitor se va face. Nu, fraților, astăzi, astăzi trebuie să facem ceva. Păi da, astăzi trebuie să deschideți ușa inimii să vină martorul credincios și să locuiască în voi. Nu mâine. Iar voi spuneți poporului că nu se va întâmpla decât când ei vor ajunge să păzească poruncile la perfecție. Și poporul acesta constată și el că nu poate să păzească poruncile la perfecție, și că generație după generație au trăit tot în nelegiuire, doar cu speranța aceasta uh, declarată sau nu, că într-un viitor, cândva, va veni o generație care să păzească poruncile. Deci, dumneavoastră, tot în viitor, aruncați uh, soluția lui Dumnezeu. Nu, soluția este pentru astăzi. Cu un popor în viață, Dumnezeu trebuie să încheie marea controversă că se face cu poporul acesta sau nu, asta depinde doar de noi. Nu există niciun alt factor exterior decât decizia Bisericii la Odiseea de a accepta sau de a respinge solia martorului credincios, pentru că un nu categoric este la fel de valoros ca un da. Pentru că ieșim din impas. Dumnezeu știe cu cine poate să facă nunta și cu cine nu poate să facă. Iar eu spun astăzi că deja anumite comunități sunt în faza aceasta când au spus un nu categoric. Și nu se mai poate face nimic cu ei. Dar Dumnezeu are răbdare și cu ceilalți: care încă n-au auzit sau n-au avut timp să se clarifice, și oferă tuturor timp și spațiu suficient ca să-și ia decizia. Și noi, cu mare bucurie, participăm la această lucrare ori de câte ori Domnul deschide o poartă. Noi comunicăm și ajutăm pe oameni să înțeleagă că astăzi este timpul glorios când poporul acesta trebuie să fie transformat în noua rasă umană oameni părtași de natura divină.